Neața, neața, dragilor! Bine, la mine e neața, la voi nu știu exact cât va fi ceasul când va fi postat acest video. Dar eu vă zic bună dimineața, la mine e în jur de ora 8. Și da, m-am gândit ca azi să vă arăt ce mănânc eu într-o zi. Pentru că de aproximativ o lună de zile mi-am schimbat un pic stilul alimentar. Și da, încerc să-mi mențin cele 5 mese pe zi, să mănânc cât de cât mai sănătos. Și m-am gândit să vă arăt și vouă cam cum decurge așa o zi din viața mea cu mesele mele. Așa că, având în vedere că e dimineață, o să pregătesc micul dejun și practic o să-l pregătim împreună. Eu mi-am pregătit aici un castronel și îmi voi pune puțin iaurt grecesc cu 0% grăsimi. Mi-am pregătit aici. Îmi voi pune cam 3-4 linguri, așa. Ok, mi-am pus cam 4 linguri. Așa. Aici am niște fulgi de porumb, voi adăuga și niște fulgi de porumb. S-ar putea să auziți ceva gălăgie pe fundal pentru că Patrick e și el pe aici și are puțină treabă pe la chiuvetă, spală vasele. Așa. Și am aici și un măr pe care îl voi tăia bucățele. Eu o să-i curăț coaja că nu prea o agreez așa. Deși știu că are multe vitamine, dar nu prea agreez coaja mărului și de asta eu o curăț. Ok. Și acum voi tăia bucățele mici. Ups. Cam așa. Patrick, ce faci, mami? Ce faci tu acolo? Ok, voi tăia și jumătatea asta la alta mărului. Bine, și cam așa, și cu mărul. Și eu m-am pregătit și puțină scorțișoară ca să presar deasupra mărului, pentru că mie îmi place tare mult scorțișoara. Pentru voi puteți să evitați scorțișoara dacă nu vă place. Mie îmi place tare, tare mult, de asta mi-adaug. E bine, și micul meu dejun e gata. Arată cam așa. Și vă garantez eu că gustul e wow. Combinația asta e foarte, foarte bună. Așa că eu voi merge să mănânc și ne auzim un pic mai târziu când revin cu gustarea. Așa că vă pupăcesc. Hei, salut dragii mei! Ne vedem la gustare, la prima gustare de azi. Așadar, la mine e cam 11. Și voi pregăti gustarea, după cum ziceam. Am aici lapte de migdale. Voi folosi cam 150 de ml. Am pus aproximativ 200 de ml de lapte. Și voi folosi și un mango. Îl voi curăța. Și voi face un smoothie de lapte cu migdale și mango. De obicei mai adaug și banană, dar azi voi face doar cu mango, așa m-am gândit. Și da, cam asta e gustarea mea,
Până acum n-am avut o zi prea productivă. Sper ca de acum încolo să fie o zi mai ok. Ok. Și voi curăța mango și îl adaug aici ca să mut un pic. Dragilor, și cam asta e gustarea mea. E foarte, foarte bun. Vă recomand să faceți și voi. Foarte, foarte, foarte bun. Așa că noi ne revedem la prânz. Adică imediat. Hei, ce mai faceți voi? La mine e în jur de ora 1. Și da, urmează prânzul. Așa că mi-am pregătit aici câteva legume. Am castravete, ceapă verde, ridic și roșii cherry, pe care le voi transforma într-o salată. Și aici am două pe care vreau să le fac omletă. Dacă e un lucru pe care eu l-am învățat de când am început să mănânc mai sănătos, e că e foarte bine să adaugi la toate mesele, dacă e posibil, să adaugi salată, să adaugi legume. E foarte, foarte important, ajută foarte mult digestia. Și da, eu asta am făcut și mă simt foarte, foarte bine. Cam asta e. Da, mami, a venit și Patrick pe aici, prin vizită. Ce faci, mami? Eu voi termina cu salata și revin când îmi fac și omleta, da? Patrick, spune-și tu bună! Spune-și tu bună! Am terminat de tăiat legumele. O adaug puțin ulei de măsline și puțină sare și amestec un pic și salata mea e gata. Voi ocupa de omletă. Cam așa arată salata mea. Ok, voi lăsa aici deoparte și mă voi apuca de omletă. Adaug puțină sare. Dau drumul și la plită. Adaug puțin ulei de măsline și în tigaie. Foarte, foarte puțin. Bun, atunci eu o să-mi fac repede omleta și revin cu update. O să vă arăt exact cum arată masa mea de prânz. Și e gata și prânzul meu. Cam așa arată. Nu mănânc pâine și chiar dacă mănânc, mănânc doar pâine integrală, dar prefer să nu adaug, m-am obișnuit așa, să nu mai mănânc așa multă pâine, așa că eu mă pun la masă.
Poftă bună! Am ajuns deja la cea de-a doua gustare pe ziua de azi. La mine e în jur de ora 5 și vreau să vă arăt. Mi-am pus aici câteva nuci. Este un mix de nuci, alune de pădure, migdale, nucă. Da, și cam asta o să iau eu la gustărică. Da, nu o să vă stau prea mult, o să ne revedem imediat cu cina. Hei, salut dragilor! Ne vedem la ultima masă pe astăzi, cina mai exact. Eu m-am pregătit aici puțin castravete, ridiche și două feliuțe de brânză. Și cam asta e cina mea pe seara asta, cred că e suficient, nu e nici prea mult. Oricum, dacă vă uitați în farfurie, mai mult am legume decât brânză. Ei bine, dragilor, cam ăsta a fost clipul de astăzi. Dacă v-a plăcut acest filmuleț, nu uitați să dați like, nu uitați să vă abonați și să-mi lăsați în comentarii părerile voastre. Eu vă pupăcesc și ne revedem în următorul filmuleț. Pa, pa!